Merge, merge, merge. Merge. Gata, mersi, pa. Salutare, salut Marius. Hai Craiova. Salut. Salut, salut. Hai Craiova. Șlut Bărbuț. Toată lumea să-l salute pe Cristi Bărbuț. Trebuie să câștigăm în seara aceasta, pentru că cu Mihai Roman am ajuns în finală. Cu Cristi Bărbuț trebuie să câștigăm draftul. Mi-a spus că l-a bătut pe Mihai Roman în ultimele meciuri. Este încrezător. Da. Sper să câștigăm, nu știu care e mai bun dintre mine și Mihai, dar... Este modest, este modest. Sper doar să câștigăm împreună. Îți place să joci drafturi? Sincer, la 20 nu prea am jucat drafturi, dar la 19 am jucat foarte mult. Aveai echipă la 19 sau? Da, 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 am echipă. Aveai echipă și îți plăceau mai mult drafturile? Da. E un mod diferit, sincer să spun, cu drafturile. Adică, mie nu-mi place, sincer, gameplay-ul la draft foarte mult. Adică aș prefera mai degrabă să joc Rivals decât draft. Pentru că eSports nu prea se bazează pe acest mod de joc și sunt foarte multe bug-uri pe care ei nu le rezolvă. Și asta e puțin cam trist. Da, nu știam. Și cât te faci la Weekend League? Am făcut... Când ai timp să joci, bineînțeles. 17 victorii din 30, cel mai mult până acum. Deci, e ok. Eu zic că este bine pentru cineva care joacă FIFA ocazional. Chiar e super, super bine. Așteptăm și întrebările voastre. Îmi spui și mie numele tău, Cristian Călin. Salut, băieți! Salut, Cristi Bărbuț, ești cel mai tare! Cristi Bărbuț, ce părere ai că ai 94 pace în FIFA 20? Da... Am aflat și eu, dat seama, când am văzut jocul, mulți copii îmi spun, copii de minci, de diferite stadioane, îmi zic, ai 94, păi jucăm cu tine FIFA. Da, mă bucur acest lucru. Acum nu pot să-mi dau eu cu părerea dacă este ok sau nu acest pace pentru mine. Deci, teoretic, pe 50 de metri îl faci pe Messi. Pe FIFA... Eu sincer cred că și în realitate, adică nu l-am văzut pe Messi chiar așa rapid. Hai că cu Bale te bați acolo, că e foarte, foarte rapid. Dar Messi, să știi că nici Ronaldo nu mai are viteza, adică din ce am văzut eu, pe care o avea. Eu zic sincer că, da, că e o viteză foarte bună. Și în realitate, adică... Dar ce zici, pe 50 de metri cu Vali Mihailă, cine? Nu știu, n-am făcut cu Vali. Și Vali are cu foarte bine. Mai sunt... Andrei Stamin zice, ce face fratele meu de viață, Cristi Bărbuț? Salut, salut, Andrei. Bine, joc FIFA, aștept acum. Și că, Cristi, cine este cel mai bun la FIFA din echipă? Nu știu, n-am jucat cu toți colegii. E greu să-mi dau cu părerea, trebuie să-i văd. Prima dată, mulți se joacă doar kick-off. Noi suntem câțiva care jucăm Ultimate Team și este mică diferență, în părerea mea. Eu zic că e mai mare, sincer. La kick-off, exact cum ți-am zis, sunt multe bug-uri și EA Sports nu este interesată de kick-off, asta e ideea. Dacă mai aveți întrebări, chiar vă rog acum să ne spuneți câteva întrebări, iar după aceea vom lua și draft unde o să am plăcerea de a-l invita pe Cristi să facă un draft excelent, că știu că are noroc la pachete, deși la drama mea... Facem împreună să avem noroc. Cică, ce Messi, ce Ronaldo? Cu Vali și Mitri se bate la viteză. Forța, știința, salut băieți! Salut, Bărbuț, am făcut poză cu tine la Clinceni.
Și că Cristi ai cu golurile alea. Și că aveți emoții pentru meciul cu Sibiu. Nu neapărat că avem emoții. Știu că trebuie să ne pregătim bine pentru acest meci și să-l câștigăm. Joci cu Hermannstadt. Cu ce echipă jucați? Jucăm la draft. Și că ai încercat noul gazon. Cred că încă nu s-a terminat. Mai era o fâșie. Mică. Nu știu, dar gata, nu, încă nu. Cred că mai e o fâșie mică, nu? Depus. O fâșie mică depus, da. Regia ne spune că mai e o fâșie mică. Cu Hermannstadt jucăm acasă, asta e sigur. Pentru bărbuț. Elvir Kovet, deci a revenit la antrenamente. Încă nu, nu. Este tot accent. Îl așteptăm cât mai acolo. Messi sau Ronaldo? E greu să alegi între noi. Dar să zicem că ai un jucător pe care să-l... Nu neapărat să joci cu el în echipă. Pe cine ai alege? Pe Messi sau pe Ronaldo? Pe cine ai vrea să faci goal-getter? Pe Messi joacă pe postul meu. E greu să joacă în echipă. Bine, joacă orice eu, da. Păi să zicem că amândoi să-i bagi atacați. În da, 4-3-3 și tu în dreapta. Să fiu sincer, de mic îmi place mai mult Ronaldo. Pentru că a ajuns prin muncă unde a ajuns. Prin foarte multă muncă. Și eu sunt cam același gen de jucător care a muncit foarte mult ca să ajung la nivelul ăsta. Și sper să ajung și mai sus. Da, dar știi că, ce cred eu acum, dacă l-ai luat pe Messi cu tine în echipa, ai avea mai multe goluri. Păi da. Deci te-ar face mai valoros. Inventează o pasă și... Da, inventează o pasă și... Și că da, viața de fotbalist e scurt așa că trage stare. Da, cu siguranță. Și că cât pace ai dat tu în FIFA? Asta am spus, nu știu, nu... Nu pot să-mi dau cu părere acum. Depinde și de cifrele care le avem de pe GPS când jucăm sau când ne antrenăm. Da, cred că e important și asta. E important da, și asta. Da, și probabil s-au interesat sau au utilizat cumva de... Da, dar și lui Ionuț Vână de la Steaua i-a dat 89 sau FCSB i-a dat 89, ceva de genul ăsta. Da. Adică sunt unele care... Ce să... Da, ce... Cine crezi că câștigă Champions League anul acesta? Nu știu, chiar este o competiție unde te poți aștepta la orice. Eu sincer cred că Liverpool. Tot, mi se pare că au o echipă prea bună, sincer, în acest moment. Da, au. Adică poate doar Juventus cu sclipirea lui Cristiano, că și eu sunt fan Real Madrid de mic, nu pot să-mi ascund acest... Și-ai mers cu Ronaldo. Da, nu știu, cum am spus. Câte goluri dai la Hermannstadt? Nu știu, sper să... Eu i-am zis că două acum. Da. Da. Sper doar să câștigăm, asta este cel mai important în momentul de față. Asta zic și eu. Aris, ți-am zis numele. Cine câștigă? Aole, Europa League, acolo chiar, nu știu, acolo chiar că se poate întâmpla orice la Europa League. Hai, Champions League, nu putem. Cu mare plăcere, Mario. Haideți să-i dăm și drumul la draft. Alături de Cristi, îl invit să ia formația. Hai să-l vedem. Hai, Cristi! 4-5-1. Oliu, să ne băgăm așa în poartă. 4-1-1. Ce vrei tu? Eu nu zic nimic. Te las pe tine să faci alegerea. După nu știu, aia, n-am putea prinde jucători. Dacă ești tu managerul, ție... Poate să-și ară demisia, poți să-ți o dai. La mine e mai greu, adică... Eu răspunderea, da. Îți iei tu răspunderea. Să jucăm un 4-4-1. Dar, hai să jucăm, hai să vedem. Am văzut că mulți jucători pro folosesc anul acesta acest sistem. Începem și pe ăsta. Hai să te văd acum. Avem 4 legende. Nakata, Gheorghe Hagi, Luis Figo, Socrates și nu unul... Cele din urmă, Di Maria. Da. Nu știu, e foarte greu. L-aș lua pe Hagi, că e român, bineînțeles, dar și Socrates pare... Și Figo nu arată rău. Da, adică... și Figo este... Da. Alegere dificilă. Oricum, Nakata iese din peisaj. Nu, Nakata și Di Maria nu. În aceștia trei, nu știu, zi, ajută-mă, că ai jucat mai mult. N-aș lua cu niciunul. Nu? Nu. Dar hai să ne uităm... Gica aici, Hagi, are... Nu știu ce chemistry style e. Sincer, mă fac de râs, dar nu știu ce chemistry style este acesta.
Ăsta are Hope și Socrates are Catalyst. Să dăm Agility să comparăm puțin. Agility 81, Agility 88 și 89. Cu 87 Balance. 79 Balance, 58 Balance. Mergem cu Hagi? Mergem cu Hagi, da. Hai să mergem cu Hagi. Aoleu, l-a băgat CM? Da, nu știu ce. Hai să vedem acum. Cu ce să începem? Începem cu atacantul? Cu atacantul, hai. Să vedem. Ce zici tu? E dificil aici alegerea, oricum Suarez, Ibrahimovic, Cavani, nu? Ideea e între Firmino și Insigne. Ideea e că dacă luăm pe Insigne, pe Italia e mai greu să găsim pentru chemistry. Așa că eu aș zice să mergem cu Firmino ca să... Da, da, și să poate legăm cu un Salah, cu un Mane, cu, da, știi? Ce mai, hai să dăm CF-ul, deși ăsta e CF. Hai că am legat-o. Ce nu fai chiar, da. Dzeko, Icardi, Griezmann, Iago, Aspas, Immobile. Da. Aspas sau Griezmann. Zic eu, tu ce zici? Tot Aspas sau Griezmann, dar... Aspas are cu Hunter, Griezmann are... Mergem cu Iago. Hai să mergem la rezerve aici, că poate ne pica altceva în atac și să știm ce luăm pe bandă acolo. Adică ne-a picat. Te-ai las pe tine aici, este o alegere dificilă, dar cred că te descurci să alegi. Tu ție că am jucat contra lui. Hai să vedem, ia. Hai să vedem. Opa, hopa, hopa, hopa. Pogba sau... Da, păi n-avem pe cine, da. Altcineva. Pogba s-a măturat pe chibăi. Hai să vedem acum. Oh, Ryan. Da, e cel mai bun dintre ei, dar să știi că mie nu prea, adică, nu, sincer, acum e ciudat să bagi o legendă și să-i dai 78 shooting. Adică ce legendă a fost cu 78 shooting? Nu știu, adică, da. Așa mi se pare mie. Da, chiar, cum am spus FIFA, câteodată ne surprinde. Și nu e un fundaș să zici, băi, dau... Exact. Și totuși, Ryan Giggs, eu zic că avea un shoot destul de bun. Da. Și din lovitură liberă și... Normal. Ia, cât are la free kick? Ia uite, 7-7. Da, nu era prea tânăr, credeam. Prea tânăr, nu știu. Da, deci îl luăm pe Ryan. Îl luăm pe Ryan. Să vedem ce jucător. L-au dat pe Sancho. Da, dar nu știu, parcă tot pe legendă. Să credeți cu Hunter acum. Hai să gândim puțin, fii atent. Nu mai avem unde să-l... Ce facem? Jucăm numai cu ofensivi? Are 4-6 defensiv. Da. Genaro. Gattuso. Gattuso, ce să mai... Închide mijlocul. 74 pace, dar eu zic că se descurcă. Are engine, e bun și pe ofensiv. 7 defense, închide bine mijlocul. Așa zic și eu. A, dar l-aveam pe Pogba. Dar ce facem? Îl băgăm pe Hagi Cam. Mendy, nu? Da. Îl băgăm pe Hagi Cam. Da, și băgăm un Pogba, da, și... Și poate ne pică și noi aici un atacant. Măcar un... Ba, mă, dar e draftul legendelor, incredibil. Da, trebuie să-l luăm pe Figo, ce să mă... Dacă tot am legende, nu? Păi da. Da. Hai să vedem cu următorul. Sper să ne pice un atacant, că nu prea avem atacant, dar e problema. Atacant, da. Paolo. Mamă. Îl luăm pe Dybala. Pe Sanchez. Da, nu știu, Messi sau... Bă, nu știu ce să zic, dar n-ai cum să nu-l iei pe Messi. Eu nu zic nimic, dar n-ai cum să nu-l iei pe Messi. Da. Îl băgăm în minutul 1, atacant, și aia e. Da. Pe Coman super sub. Coman. Da. Păi altceva nu prea ai ce, sincer. Că Fabinho, nu avem deja 2 peste 9. Nu știu ce mai zic și băieții pe aici. Cum ți se pare nouul gazon? Nu, nu-l știm. N-am intrat, chiar nu, nici nu am auzit. Lasă-l pe Cristi. Arhitect pe Hagi. În anul acesta vrem campionatul. Da. Mă lasă pe mine, nu. Facem împreună, normal, că-i cer sfatul. E normal, am jucat cu anumite jucători și știe mai bine. Nu prea am jucat la draft de asta.
cine vrei, că oricum niciunul nu e... Hai să mergem aici, pe mijlocașul central, să vedem... Hai că eu... Viețul băgăm aici, băgăm pe... Ce să facem? Pe Gica aici, îl băgăm pe Pogbi aici. Hai să vedem aici, deși avem pe Luis Figo. Nu cred că... Nu prea ai pe cine să alegi. Da. Cuadrado, că nu știu de ce, dar hai să luăm. Băgăm pe Figo. Oricum l-avem și pe Giggs aici pe stânga, dar... Bărbuț îl bate pe Obi la FIFA. Pe Obi... Și că lasă-l pe Cristi. Lasă-l pe Cristi, scrie Mihai Roman. Da, Mihaiță. Îl facem împreună, Mihaiță. Nu-i problemă. Mă ajută, l-ajut. L-ajut după la meci cu pasele. Da. Pulisic... No, nici nu contează, sincer. Da. Bă, nu înțeleg de ce l-aș șeu. Cum? E random. Și-l băgăm aici pe Ryan Giggs. E bine, nu? Adică, hai că n-avem echipă rea. Putem să ajungem în final. În Titi, ia zic, aici la fundaj, zic contra cui noi vrea să jucăm și pe la lom. Salut, salut Manolescu. Cam avem legende, știi? Adică, a, uite, ne trebuie francez în primul rând. Suntem pe un Titi, nu era un Titi, da. Și aici nou pace și are și Hunter. Da. Dar ce mai mare pace. Că, da, da, ce mai... Nu prea ai pe cine altcineva. Da. Hernandez. Hernandez, clar. Nici nu mai încape îndoiala și ideea e că avem și funda stânga pe Mendy. Da, da, da. Dinie, luăm pe Dinie, dar oricum nu contează că îl băgăm pe Mendy aici, că e bun rău de tot. Ne trebuie un fundaș dreapta care joacă... Nu e niciunul, frate. Arnold, Cancelo... Singurul lucru, putem să luăm pe Ricardo Pereira, care ia Green Link. M-am dat și bine la ta, Dama Traoré ăsta. Da. Facem o nebunie să luăm pe Traoré. 40. Da, așa e. Pe cine luăm? Nu știu, zic că nu... Mă, deci putem să luăm pe Cancelo sau pe Ricardo Pereira. Da. Cancelo are 90 pace și Ricardo 88, dar ne gândim că ăsta are catalist și mai crește. Da, cred că mai bine pe Ricardo Pereira. Ricardo Pereira... Să vedem ce portar ne pică. Să vedem ce portar. Ma. Pe cine luăm? Ai. Nu știu, încât tu joacă de tonu pe în 10 ani. Nu, dar 7. Ideea e că deci la fundaș 7. Nu. Rufie, asta e. Aoleo. Ei, nu contează, a? N-ai pe cine. Da. Nu prea ne-a mai dat legendă. Noi ne-a dat 5, câte să ne mai dea câtele. Un atacant, un Ronaldo. Nici aici nu contează. Hai să dăm la portar. Uite, ne dă aici un Van der Sar ca să fim fericiți. Mă, e bine că ne-a dat noi, Aria, fii atent. Joacă... Da, e perfect. Nu, că joacă în 10, fii atent. Fuck. Mai bine așa, nu? Perfect. 10-10, deci eu zic că e... Și vezi, ne ia și 10 ăsta acum. Și acum cu un antrenor, mai crește puțin. Ce? Avem nevoie de ce antrenor? Avem nevoie 10-10 decât Gica are 9. Păi decât legendele au, nu? 9. Și pe Firmino îl schimbăm? Da, minutul 1. Te gândești pe cine introduce? Deci, de Hegel, Piriacelli. Aaa, nu știu ce să zic. Sunt alt stil. Mai degrabă Oblak. Nu știu.
sau mai degrabă Casillas era sau așa. Noer, Noer, da, dar nu e, n-are înălțimea lor, știi, aia e... Amândoi cu piciorul. Suntem 100 de oameni în acest moment și vă mulțumim. Presiune pe Cristi Bărbuț. În fața 100 de... Joacă live FIFA în fața 100 de oameni. Deci în minutul 1 îl băgăm pe Messi atacant sau îl trecem pe Figo atacant și îl băgăm pe Messi în dreapta? Nu, cred că mai bine cu Messi. Mai bine cu Messi, nu? Da, da. Și un super sub, uite, avem un Coman. Și atât, hai să facem un custom rapid. Aici e treaba ta. Tu ești responsabil, dacă nu merge echipa, o să dau vina pe tine. Că... Așa e, nu? Custom. Să ne descurcăm cu această echipă. Echipa arată foarte bine. Ce zic și eu sincer. Nu pot să cred așa ceva. Că nu merg serverele. Nu merg serverele de la EA Sports. Cristi Bărbuț, te ador. Scrie Antonio Cristiano. Mulțumesc. Cum explici egalul cu 9 minus? Ce să... Ce mai putem spune? Știm cu toții că trebuia să câștigăm acel match, dar asta a fost să fie. Nu mai putem schimba nimic, dar să câștigăm următoarele meciuri. Asta este important. Și că Neuer sau Oliver Kahn? Pentru mine a fost o legendă, pentru că știi că în momentul când ești mic, 6-7 ani, și vezi lucruri de la un nivel mult mai înalt decât le vezi acum. Și pentru mine Oliver Kahn, Roberto Carlos, Ronaldo, da, au fost niște jucători senzaționali. Da, bine, nu zic că n-ar fi fost, dar eu i-am văzut la superlativ. E greu să compari legendele cu fotbaliștii actuali. Sunt curios dacă Pele ar fi jucat în timpul... Vremurile de acum. Da, este... Pentru că știm ce fel de jucător a fost Pele, am văzut videoclipuri, adică făcea braziliene la mijlocul terenului și așa. Acum... Gata, merge. Face braziliene. Cu Hagi. Gică Hagi în tricou Craiovei. Aubameyang, Gameiro, James Rodriguez, Figo, Wijnaldum, Hazard, Varane, David Luiz, mamă, pletele lui David Luiz, da. Bellerin și Schmeichel în poartă. Nu cred că aveți șanse să faceți pe 100 de metri cu Cristi Bărbuț, poate doar Usain Bolt. Da. Eu sunt albastru. Deci... Și eu roșu. Mă duc în presă. Da, merge. Ah, nu. Trebuie să-l lăsăm așa. Dacă nu merge, îl trecem în dreapta, dar... Cred că se descurcă foarte bine. Se descurcă, da. Tu bați, nu? Da. Hai, Gică! Aoleu! Fără forță! Mamă, delay mare! Bine, Hernandez! Bine, Hernandez! Am scos pe... Hai, a vrut să dea în poartă. Bine. Așa e, nu? Da. Offside? Da. Ce-mi dă?
vezi de ce nu lasă să intre în cariu. Da. Regula nu mă apără. Pleacă. Au, nu mi-a dat pasa, nu mi-a luat pasa. E un delay, e. Noer, trebuie să o pune în jos, să dai cu piciorul, ca... Să sper că nu-i dea piciorul. Nu! Dă-i nea! Bine, mă! Cred că avem joc frumos de posesie, nu trebuie să intrăm cu el la lupta. Bine. Bine stat aici. Și? Ai plecat? Te-am aștept? Da, da. Vezi că joacă bine adversarul nostru. Nu e rău. Bine, mamă, ce-mi place Mendy. Da. Chiar Alex Mitriță m-a întrebat de el dacă ce părere am și un jucător foarte bun în FIFA. Pleacă cu Messi? Te-am văzut? Mă, nu cred. A, avea cum, că am intrat cu mărniul. Te salutăm, Tudor, te salutăm. Nu pot umbla acum că sunt în joc. Da, salutăm pe toată lumea. Dar că ne concentrăm să nu ieșim din primul meci, că nu... Ar fi păcat. Da. Ai ieșit? Bine, a plecat Figo. S-a întors bine, l-am simțit. Au. Este în gașca Meiro, parcă. Nu cred că rebound. Am dat-o. Și mă uit cu Pogba. Bine. Să pot să primez mici. Acum am avut puțin ședință. Nu cred că n-a ieșit. Fără fault. Au! Fără fault, a trecut pe mine. Rămâi? Bine. Ne părăm bine, oricum. Da. 16 metri. Am dat-o în dreapta acolo. Nu cred. Haide. Șut! Dă-i la poartă. Altruist. Nu mai simți pe colț, nu mai colț. Să vii după bara doua. Hai, bine. Hai, Messi, acum. Ți-am dat-o, nu mi-a luat, mi-a luat târziu. Hai că ne-am apărat bine. Frumos, hai că ne apărăm bine măcar. Am schimbat-o. Frumos. S-a accentat. Bine, bravo. Ți-am dat-o. Yes. Au, nu este. Eu uite. Roșu. N-a fost. Am crezut că îți dă roșu că a oprit imediat. Să...
Te-a dat la o parte. Dar chiar așa, 4 metri. Figo, păcat că nu merg centrările, ar fi fost interesant acum. Hai, ți-am dat-o. Și? Eu. Aoleu. Cum n-a dat, mă? Bravo, Gattuso. Ia să încercăm acum ceva. Oh, ce gol, ce bine ai dat de acolo. Pogbi, calma. Gol. Mă puțin, da. Și că pe ofensivă nu contați deloc. Da, e 1-0. Nu contează. Nu contează 1-0 la pauză. Da. Nu contăm, neapărăm bine asta încolo. Am dat un gol. Până ne încălzim. Hai, Messi. Ce prostii faci, Dane, ce prostii. Ți-am dat-o? Dacă-ți lua comanda... Da. Acasă. Ce fac tâmpenile astea? Nu știu, mi se pare că se duc foarte ciudat pasele, nu știu de ce. Salut, Andrei, salut! Frumos aici. Ryan Giggs. Pasezul lui Messi. Hai, Messi! Hai că i-am dat... Oh, nu știu, nu stă bine echipa, nu știu ce se întâmplă. Da. Nu stăm noi bine. Frumos. Bine. Vezi că am chemat om. Da. Am chemat pe Messi. Rezolvi, știi, când nu merge joc cu Barça, eu rezolv cu Messi. Ce? Ia, uite, nu cred. Frumos? Dar de ce dat așa? Nu știu, pasă? Dau... Se duc pasele prost rău. Sper să fie bună asta. Hai de Messi. Bună. Bine! Shoot la rebound. Am încercat. Aha. Am dat la poartă, da? Nu pot să cred. Avem și ghinion. Să-l scoatem Ryan Giggs, băgăm și noi pe Poma. Da. Nu știu, parcă l-aș... Nu știu cum a... E Hagi, dar n-are viteza, aia e... lucru care... care e cam nașpa. Dar de ce se duce așa? Nu înțeleg pasa. Bună.
Tu te duci singur. Bun. Ține-și tu puțin de ea, Figo. Ține-și tu puțin de ea. Trebuie să jucăm mai mult în banda. În stânga, că... Eu nu înțeleg cum se duc pasele astea așa, sincer. Bine, au! Bravo, uite ce, ce bun e Gattuso aici la mijloc. Nu trece. Asta nu înțeleg. Și apăță și apăță și... Trebuie să pleci de bine, că era bun. Știu, dar m-am gândit că dacă plec chiar... Și e offside și se duce pasa prost, hai să jucăm din aproape. Ia uite ce preluare mi-a făcut Umtiti. Nu e offside? Da-i gol. Wow. Nu cred că... Transfătător. Dane Penepiti o să-l invizi la un draft. Nu cred că joacă. Da. Și aleargă. Am scăpat. 35. Hai că putem pleca acum. Da. Plecasem cu Messi. Am văzut la cu Messi. Bine, am stat aici. Dacă o dai acum, da, mă prind de ăsta din spate. Bine! Aaaa! Am apăsat, dar... Delay-ul ăsta... Hai, cred că am greșit-o, nu? Am forțat-o puțin. Să nu pierdem până. Bună! Dar nu cred. Dar nu înțeleg de ce n-a luat mingea, nu înțeleg. De ce a lăsat-o? Na, acum. Se întoarce. Nu cred. Dar de ce nu fluieră? Să ne chinim, da. Gata. Gata, domnul arbitru. De fii atent. De fii atent. Dă-i în ea. Focul la ei. Să pierd mingea. Au. Nu înțeleg astea, adică... Da. Se buca pe noi. Bine, mă. Ia fugi, mă. Thank you.
Frumos! Bine, Cristi! Mama, îmi dă la poartă, de ce nu mi-a luat șutul? Nu cred că... Acasă, acasă, acasă! Nu risc nimic. Te-am băgat, nu? Te-am băgat puțin în ședință. Bine, mamă, ce agresiv e Gattuso. Poate liniștiu la tine în echipă. Da, cu siguranță. Dacă mai strânge bani. Du-te! Hai că nu te mai prinde. Hai că nu cred, dar nu e fault! Dacă eram eu. Și pe noi nu ne-a mai lăsat acum, vezi? Da, și pe el l-a lăsat 2 minute în plus. Așa fac arbitri, nu? E ok, da? Da. Scos, să aveam... S-a încărcat. Că hai cu victorie verilor, dacă nu trei antrenamente pe zi. Mâine avem două, dacă mai facem unul în plus, nu? De ce sunt așa mulți ei? Bine, am stat aici. Uf. Dar nu înțeleg pasele astea cum se duc, sincer îți spun. Ține puțin de ea, ține puțin de ea, ține puțin de ea, că dacă intrăm în jocul ăsta, e nasoală. Așa. Fault. Ref. Suntem departe, oare? Suntem departe. Hai, mă! Fault! Fault! Hai că ți-am pus-o pe șut. Da, nu e vina ta. Da, rezolvăm. Calma, calma. Auleu. Du-te, simă. Cum a venit cu Varane, incredibil. Hai că acum, acum îi dăm gol. Am dat-o. Dar de ce te respingi acolo? Dacă... Nu, 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 du-te acolo. Faa, la penalti. Trebuie să pun cu emoții. Bine, stai așa să ajungem la penalti. Tu aperi. Da. Nu l-am văzut după cap, sincer. Tu bați. Bă, da, ce-a bătut. Hai că am dat bine unde.
și eu vreau să se zic, dar... Bine, Cristi! Dă-i bun să rămân în joc. Eu nu vreau. Mă gândesc. A ieșit din primul meci. Nu! Lungă și pe a doua, eu. Da. De oricum am avut ghinion. Am avut și ghinion. Dar ce se întâmplă? Nu știu, s-a plăcut. E de la internet, oare sau? Probabil. Nu știu, nu sunt sigur. Ca să înțelegeți pe ce conexiune jucăm. Am luat bătaie la penaltiuri, aia e. Primul meci. Știi ce mă gândeam? Că să nu, că ar fi foarte mult încă un draft să jucăm un meci Mystery Ball. Ai jucat Mystery Ball? Am jucat, cred că, Roman de două ori. Și? Hai să deschizi pachetele, să te vedem. Hai bine, din gold pack-uri. Gold pack, nu fi că Messi sau Ronaldo. E fie de că e walkout, fii atent, mă. E walkout. Brazilian? CDM, aoleo, Casemiro. Dar totuși, dintr-un pack de 5K... Da. Nu mă așteptam. Ei, nici eu, îți dai seama. Deci vă dai seama cât de norocos e Cristi Bărbuț. Da. Și acum Ronaldo ea. Dar cum era să-ți fi dat un Neymar? Vreau să scrieți în comentarii ce vreți să joc contra lui Cristi Bărbuț. Putem juca ori Mystery Ball, ori futsal. Nu știu că niciodată futsal. Da. Deci vreau să scrieți în comentarii ce... ce vreți să jucăm, ori futsal, ori Mystery Ball. Păi și ca și realitate, pe nigerile astea. No rasism. Spune nu rasismului. Ce zici, Cristi? Futsal sau Mystery Ball? Futsal, futsal. Futsal zic... Mystery Ball, 2-2. 3-2 pentru futsal. 4-2 futsal. 5-2 futsal. Cine ajunge primul la 7 câștigă. Futsal. Sau tenis, dar nu, n-au băgat încă tenis. Ar fi tenis, frumos tenis. Ieșim și jucăm în stradă. Snooker. Aoleu, acolo nu, acolo ne bate Roman. Da, e Roman specialist. Și Valentin Mihailov. Joacă bine snooker? Futsal, 5 vezi. Futsal, hai să te văd la futsal. Și luăm echipe, am de jucăm cu echipa Craiovei, nu? Sau? Cum da. Vrei? Să te vedem. Pe cine iei în echipă. Acum, da, o să... Hai să vedem, ia. O să fac... Ce echipă îmi fac eu. Discriminare. Hai să mai are formație. Joc cu Roman, funda stânga. Unde ești? Ce Roman? Aute. Roman, funda stânga. Bărbuț în dreapta.
în stânga Mihailă și fundaș dreapta. Pe cine luăm noi aici? Îl iau pe Ciosici. Și-l bag și pe Popica în poartă. Martiș Bancu, Bărbuț Colici. Dacă l-a luat pe Roman și pe Mihail, aș vrea să pe Roman. Păi da, dar tu de ce-l băgași pe Bărbuț? Da, și ai și tu de tot. Hai că nu, în jur cu țică. Da. Cică discriminare. Da, e mai interesant așa. Sper doar să mă bag bă. Hop. Nu. Trainer. Și tu îl ai? Da. Eu sunt în alb. Ciosici. Iute. Bă. Hop. Mamă, n-am jucat niciodată. Nici eu cu țara n-am jucat. Am jucat în Volcan, dar... Am crezut că nu e cu... Păi nu e street. Da, da, da. E fără. Ia, uite. Roman. Junior. Și o Cristi Bărbuț. Roman fundaș stânga, o să mă certe, să zică, ia, să zic că dă Roman goș, după aia mă certe că l-am băgat fundaș. Ce că dacă nu băgai fundaș, te dea un gândit. O, Mihaila. Au, Mihaila din nou. Roman. Haide, Mihai. Dar e un Roman e bun și la recuperare, ia fii atent la Roman. O, Mirco, e în formă. Mai prinde-l, mai prinde-l. E, domn arbitru, au, simulezi? Da. Oh. Ai, Bărbuț. Bine, Popica. Roman, ia uite-l. Hai, cum să iei lui Mihăiță. Hai, Mihăiță! Hai, Mihăiță! M-a salvat. Dane, te face Bărbuț. Da, Bărbuț din teren. Ce-a fost asta? Ratare! Ce-o zice a dat? Roman și Bărbuț. S-a terminat timpul. S-a terminat timpul 0-0. 6 șuturi. Nu e problemă. O sesie 6-7. Se joacă și la penalturi aici? Aici. Aici e mai greu. Pentru că s-a la când am descurcat la...
foarte greu futsalul. Team press. Aici presez manual, ia. Oh! Te-ai bazat pe Birco la picior și nu cred așa ceva. Deci eu nu cred așa ceva. Eram cu poarta goală și nimic. N-a dat nimic sau a dat nimic cu poarta. Haide. România a găsit. Gol. Hai la noi! Bărbuț stă la poman. În fața, acolo. Centrală. Mai un minut. Cine de acolo câștigă? Aoleu, ești iertat cu Ciosici? Nu. E mingea mea, deci stai liniștit. Am înțeles. Cam curtea școlii, eu am mingea să nu mă supăr, să pierd. Păi da, Faulio... Ce vrei acum? Ba da? Ba da, de ce? Cred. Acum 10 secunde. Nu poți. Nu? Decât sistemul. Vale Mihaila. Au. Hai Cristi. Gol. No. Roman salvează. Penalti. Nu, s-a terminat. S-a terminat? Da, ce-am inclus în gol. Și ce? Golden goal, classic penalti. Da, știi care e faza? Că e nașpa la penalti, că... Hai clasic, că la penaltiuri vezi ținta. Da, da. Hai clasic. Da. Ai emoții? Nu, nu am. Sunt două reprize de un minut sau cum e? Nu, nu am mai două. Nici eu. Roman. Nu, no, Mihai, să faci tu ceva. Au. A făcut. Acum te-am prins. Hai, mă. Hai, mă. Ce face Mirco? Ce ești acolo? Cine a dat gol? Cine a dat gol? Roman! Bravo, Mihai. Mihai Roman, gol. Hai Popescu. Au. Au Popescu. Au Popescu. Apără Popescu. Dar nu știu la jocul ăsta cum poți dai gole, că cu poarta goală, cred. M-a dat tu, ai. Da. Ai de ce pe... Nu pot să cred. Bărbuț? Mamă.
să mergem la sală. Nu. Da, mă duc să mă duci la sală. Repriză, urmează a doua. Recunosc. Da, n-ai... De... Să nu spune nimic. Ha! Ia, aoleo! Nu se crede așa, aia era ce cred că o să mă lucrez cu domnul. Frumos. Au, Roman! Ce faci, Roman? Au! Ce-ai făcut, Popescu? Au! 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 Și acum? Acum dăm la loteria penaltiurilor. La mine bate Barbuz primul și Roman al doilea. De ce? A, cel mai bun din sunt 3 penaltiuri. Da, sunt 3, dar de ce a dat pe... Și eu am dat stânga, sincer. Nu înțează Popescu. Bravo, Popescu. Da. Am dat în dreapta, nu știu de ce. A fost frumos. Interesant, nu? Da. N-am știut până acum, nu știam. The Striker winner este... Cam acesta a fost live-ul alături de Cristi Bărbuță. Îi mulțumesc tare, tare mult că ne-a acceptat invitația, pentru că astăzi a avut un antrenament greu, mâine are două antrenamente și a fost în seara aceasta alături de noi, alături de voi, să jucăm și o FIFA, să ne destinem puțin. Da, de fapt. Mulțumesc și eu pentru toți cei care m-au urmărit, pentru invitația care am primit-o și sper să mai avem ocazia să jucăm. Păcat că am pierdut la draft, dar la penaltiuri. Da. La penaltiuri. Cam atât a fost. Vă urăm o seară bună și la revedere. Salutare! La revedere.